Salut, Crăciun fericit, sărbători fericite, toate cele bune și hai că nu vă așteptați la așa ceva. Marea mea mare 5 trebuia să apară în ianuarie, pentru că s-au făcut cele 100.000 de like-uri. Dar am zis, hai mă să vă fac așa o surpriză, un mic cadou de Crăciun pentru susținerea voastră. Let's do it! Regulile rămân aceleași. Dacă vă place și se fac 100.000 de like-uri și la episodul ăsta, am la dispoziție 30 de zile să fac Marea mea mare 6, din momentul îndeplinirii numărului de like-uri, bineînțeles. Iar pe parcursul acestui episod, comentați cu minutul și secunda de la cel mai amuzant meme, cel mai mișto sau cel mai reușit edit. Sau faceți un fel de încearcă să nu râzi challenge și puneți minutul și secunda de la meme-ul care v-a făcut să pierdeți, ăla la care n-ați mai rezistat. Nu uitați să le dați follow și celorlalți creatori, o să le vedeți watermark-ul pe clip acolo unde este cazul. În fine, sper că sunteți destul de relaxați de sărbători, luați-vă ceaiul și mandarinele lângă voi și o să vă las cu episodul. Și un small reminder înainte de toate, dați subscribe la canal, apăsați acolo, pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Dragi români, oriunde v-ați afla, vă doresc un Crăciun fericit. Crăciun fericit cu frigiderul gol, mă? Crăciun fericit cu frigiderul gol și cu bradul, băga mi-aș... Mărțile de bradul tot... You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find. O întrebare foarte importantă, întrebare de baraj, Smoră. M-ai înșelat vreodată? Nu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Te-am furat gagica, îmi cer scuze, am dat două... Știți voi. 2000 de euro pe două bluze. Inovarea și competitivitatea. Băga mei și p***a morților Iohannis și copiii lui, 7 lei motorina, mă, băga mei și p***a răniții lui. Păi unde suntem aici, mă, băga mei și p***a neamul vostru? Culcat! Întreba de câteva ori înainte să o facem, dacă sunt pregătită. A durat super puțin, am fost puțin dezamăgită, nu a fost atât de spectaculos cum mă așteptam. Dar n-am vrut să-mi dau drumul. Am doar codeină, plomeri și coca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă fug. Iată vin colindători, florile d'arde, noaptea pe la cântători, florile d'arde. A, B, C, du-te. Pula mea, nu vreau să știu ce e acolo. A început să facă flotări printre mașini. Banii și femeile țin strada în picioare. Cel mai important e traficul de stupefiante. O dau traficanți în gardă, gangsterii nu-i lasă în pace. La mulți ani, Crăciun fericit. Zice că începe un concurs. Să berim p***a la urs. Eu sunt ursul, să înceapă concursul. Eee! La mulți ani, 2022, să vină. Cine te-a învățat pe tine, mă, să te dai de... Mamă, să vezi ce-ți dau acum, ia. Cine te-a învățat? Comentezi ca prostul, că n-ai dreptate. Puteai să fii domn, să-ți ceri scuze să cobori din mașină. Cu gura mătii de prost. Good. Dorian, zi-mi, care e secretul acestei energii? Efectiv vreau să-l împrumut. Ce faci? E o rutină, e un mindset, sunt amândouă combinate. Fiți atent. Coxurile astea. Adică bagi-o din asta și decolezi. Am mirosit-o și ce crezi că mi-arată după aia? Uite, crystal meth-ul ăsta sau ce, doamne iartă-mă, o fi aici. Și spune, is for sinusuri, for alea. Bă, băiatule, am tras un smoky-smoky din ăsta și mi s-a deblocat mintea aici, nebun la cap. Am zis, vreau pe loc, cumpăr acum. Chiar acum veți vedea care cam surprins de camera video. War, like. Crezi în Moș Crăciun? Păi dacă nu am crede, unde ar mai fi magia Crăciunului? Și ca să fie vorba între noi, acum foarte mulți ani, eu l-am văzut pe moșu. Wow, vreau și să mă droghez dacă e așa tare. Am doar codeină, plomeri și cu... Pe bine, astăzi m-am gândit să vă arăt cum se spală corect o mașină. D
de mult pe un tărâm îndepărtat, eu acum, maestrul metamorfozei și întunericului, am deslănțuit un rău îngrozitor. Dar un luptător samurai netrebnic, agitând o sabie magică, veni să mi se opună. Înainte să se dea lovitura finală, am deschis o poartă în timp și l-am aruncat în viitor, unde răul meu face... 100 de români. La ce mare te duci după ce te-ai plictisit de Marea Neagră? La Marea Bulgar, din Bulgaria. Numește o planetă îndepărtată. Alaska. Hello, people, today I will go with Căruță. They talk about you, they have to. Because if talk about themselves, no one listen. You are so important for them. Stop saying I don't look hot. Dorian, cum a fost prima dată? Hai că de tare, el nu trebuie. Vai, bă, du-te de aici. Bă, nu, mă, am. Ca să vezi ce avem noi aici? Uitați-vă în ochii mei. Așa. Pă bune dacă nu dați o bere. Salut tuturor, sunt și eu aici la Carrefour. Am venit să luăm ceva frumos de Crăciun. Voi ce faceți? Îți cum și fiți atenți ca sunt în comunitate buni. iPhone 3 Pro Max. De la spate cred că vă puteți da seama care e care deja, Jonuț. Pentru că am discutat în băcină atunci când am făcut cap-cap. Dar la piece de resistance, dacă ar fi vorba să intrăm în detalii, este de fapt și de drept, de fapt și de fapt și de drept. Mamă, cum se vede diferența, fraților, este acolo. Să facem câteva filmări. Cum a popa, Jonuțule? LOL, LOL. Jonuțule. Îți cu bună dimineața. 3, 2, 1. Am simțit-o prin măduva oaselor, așa, Jonuțule. Nevaccinați nu o să-i mai lase să intre în magazin, să-și cumpere, nu știu, țigări, băutură. E normal, nu-i normal? Nu ești în stare să-ți o cuvânt, mă, p***a mea? Lanterne de lumină, castravete! Hei, salut, eu sunt Cap. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, acum am în cap. Hai să trecem la treabă. De ce nu mai ești așa, laba? Tip pe Instagram. Baza este că nu prea mai p***uți. Pentru că mi s-a stricat în sfârșit i-a venit sfârșitul. Cum ai rezistat 30 de zile fără să-ți dai laba? Bă, fraților, cred că mă confundați cu frate. Malakai s-a căsătorit, nu mai dai de el, deci s-a dus berbec. Vremurile s-au dus berbec, din păcate. Trebuie să te bucuri de vremurile acestea. Dar nu mai e ca atunci, vreau ca atunci. Nu mai e ca atunci, s-au dus la gunoi vremurile, ok? Ne bucurăm de momentele astea și gen aia. Într-o lume în care banii nu au limită. Ia uite, da. Mă, zici că suntem frați. Nu mai mare zi n-are ochelari. Eu am că nu o să-și mechea. Lapte de Rafael. Yo, e super bun? Wow. E bun. Am. Au trecut ăsta, doamne. Doamne. Cum e la București? Te-ai acomodat? Te-ai obișnuit? De țăran prost, de pe uliță! Salut, toată lumea, numele este X-Lader și bine v-am găsit la un episod mai special. Cei de la AA s-au gândit că sunt un gay foarte, foarte înrăit și mi-au trimis acest produs de circa 2. Hai să facem... Ăsta a fost episodul 5 din Marea Mea Mare, Christmas Edition, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share pe story, toate alea și cred că o să ne mai vedem anul ăsta cu încă un episod. Deci stați pe aproape.